În seara asta suntem noi și restul. Bună seara și bine v-am găsit la un nou podcast. Am trecut în luna iunie cu succes și v-am adus o surpriză, că noi aducem invitați de marcă, dar astăzi am adus unul de legendă. De legendă. De legendă. Ți s-a mai zis că ești o legendă, Adrian Cucu. Bună seara și bine ai venit. Să trăiți. Salut. Bine v-am găsit. Bună seara, bună seara. Bună seara și ție, Vlad. Nu te-ai convins că e seara? Da, m-am convins, m-am uitat să vă câte ce. Nu mi s-a mai zis că e legendă, dar oricum mă consider așa ceva, singur. Asta e foarte nu bine. Nu stau după nimeni. Dacă aștepți... Nu, am confirmări doar de la mine. Îmi spun eu când ești bun, când nu. Restul să mai aștepte. Așteptări mai ai de la tine sau numai confirmări? Mari, foarte mari. În continuare? Foarte mari, da. După 40 de ani, eu zic că... Acum începe. Trebuie să confirm. Acum începe. Avengers. Acum lași ceva în urma ta. Avengers. Te-ai uitat la filme în perioada pandemiei? Ai avut ceva? Vai de capul meu. Cred că am rupt pe genunchi și HBO și Netflix. Ca să nu zic torente, voi să zicem. Mai sunt torente? Mai sunt. Filist-ul și-o l-am dat hecuială și s-o mutat din pe ropă ISO parcă. I-am găsit pe ăsta. Și RGB și Pirate Bay și toți. Îi găsim, nu e asta. Mă scuz că trebuie să... Asta am vrut să zicem. Aveai tu la un moment dat o chestie pe net cu Vișinata Rezistă în ceva iarnă, așa-i? Da, la emisiune. La pe emisiune. Vremea când aveam emisiune, sau ca să fac o glumă, pe vremea când ne înțelegeam cu bucureștenii. Era glumă la București, zis în studiourile de București, sau... Nu, trebuie, vezi? Ba da. Nu, cred că de la aici a început, de la loc. Nu mai știu, că mă întreb niște chestii de acum 100 de ani. Așa e că da. Prea departe. Cred că la cenzurat am făcut-o prima. La cenzurat, cred da. Că ați făcut-o. Și după aia am dus-o un pic mai departe. Și ai primit la Vișinată din teritoriu, ai primit, așa e? Am primit. Lumea e ok la alcool. Știi, când vede că bei, când facem și noi podcast și vede că tot beam la început, ne puneam ceva în pahar, vă trimit ceva prin poștă, o țuică, nu știu ce. Bă, dar altceva nu-ți dau. Deci dacă eu stau și încerc două tricouri, nu zice nimeni, da, să-ți trimit niște tricouri sau niște ceva. Niște bluși, ceva. Da. Apropo de niște tricouri. Da. De la prietenii noștri de la Scalware, chiar avem un tricou pentru tine. N-a fost un apropo. N-a fost un apropo și nu ne-am înțeles. Dar a fost binevenit apropoul. Da. Ce mărime aveți? M. M? L. 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 Dar e L de la Classic sau e L de la de câteodată e 3XL, câteodată e XS? E L clasic. E L clasic. Cred că da. E L pentru că e de la lângă tine, e lângă corpul tău. Ăsta ce? A meu e XL cu perspective de... De L. De L. XXL. Bun, stai să... Eu am rămas la asta mai clasice cu nunta lui Răzvan și Anca. Azi tu conduci, așa e bine. Eu conduc. Ok, babe. Acum doar mă uit. Merci, babe. La nunta să nu te îmbeți ca un pror. Știi ce? La nunta următoare conduc eu și bei tu. Dar pui tu banii. Ai ceva anunți. Anunțate acum după pandemie. Eu am renunțat la asta. Nu ale tale. Ale tale una a fost. Una a fost. Una și... Foarte scurtă. Știi cum mergi la mare și mergi prin mai și apa e rece și mă un pic încerci apa și zici nu... Mai aștept. Nu, mersi. Așa. Mai stau. Scurt. Dar nu m-am lăsat și de mers la nunțile altora. Asta ziceam. Da, nu. Și nu. Nu, mai gata. M-am dus și eu la cine a fost la mine și gata, suntem sănătate. Suntem chit, cum ar veni. Sănătate și mulțumim pentru eu mulțumesc. Că ți-ai găsit timp să vii. N-am știut că o să ajung să fiu invitat la podcasturi. După 200-300 de podcasturi pe care ziceai că le aveți la Epic Show. Da, dar nu m-am gândit niciodată că altcineva o să facă podcast și o să ne cheme pe noi sau pe mine. Păi sau... De ce nu? Păi știi că numai la București să face asta. Numai ei între ei acolo, șogorii să cheamă între ei și să... De ce noi nu putem să fim șoguri pe aici? Păi bineînțeles. Dar nu mă aduce oameni de afară. Bine. Șogură de lai. Exact. Deci așa, o nuntă e suficient într-o viață de om. Da. Ești pentru open relation, pentru uniune, pentru ce? Că... Pentru solitudine. Solitudine în doi.
Zice că cea mai grea singurătate e singurătatea în doi. Da, pune și să se vadă, să se vadă un să burger. Se vadă. Am servit și un burger înainte de la atelierul de pizza. Da, da. Le mulțumim pentru asta. Foarte mare. Tot m-am mânjit și pe pantalon, m-am dat. Că așa se zice, vorbeam înainte cu voi, nu? Că dacă dai pe tine, îi bun. Îi bun. Astea, în momentele intime, cum e? Dacă dai pe tine... Și merge și acolo dacă dai pe tine alcool. Bună asta. Ca să nu mergem prea în porn. Nu știu ce oameni să uite la podcastul tău și poate nu se simtă ofensat. Și al lui Vlad, la Vlad mai mult. Da? De mine să leagă oameni. De lume auzi, nu? Acum hai să ne spălăm un pic rufele în public. Da. Merge. Eu zic că să mă simt eu gazdă. Și că râd ca o... Am zis să ca o zebră și am un râs prea colorat și să nu mai râd. Și am răspuns domnului care mi-a comentat și mi-a zis că da, ai mare dreptate, eu vreau să-i aud pe cei doi domni. Te rog frumos să taci. La un moment dat erau și domni în emisiune. Acum avem legende. Arfet, cum știi tu să mă legendele Olimpului din Sibiu. Aia. Sibian. Un fel... de reprezentant al umorului. Am crezut că zice al nomenclaturii din țara noastră. Avem un sibian tăcut la București și avem un sibian activ vorbăreț în Cluj-Napoca. Dar care e ăla tăcut de la București? Ăla înaltul, ăla cu schiurile. Tu știi vreo casă de-a lui Iohannis? Fiind distruși din Sibiu asta. Măi, știu una pe centru. Am încercat să o spart, dar nu vezi. Știu una. Că după discuțiile alea, când era cu șase căști și cu Ponta și își dădea o în gură și el nu mă primea și stătea că e mai frumos așa, după aia m-am dus pe acolo, pe Floaster și îmi zicea cineva, uite, asta e una de-a lui. Bă, noi nu știu ce. Era o casă, o picuță. Da, în orașul vechi, într-adevăr, centru. Cu cât poți da meditațiile în Sibiu, nu? Adică, și acum fizica nu mai e la modă, deci... Mă, să știi că eu îl cred când zicea că din meditație au făcut banii. Că toți sunt foarte prost alăi, mă. Știi? Adică vorbim așa despre... Ca și când la Sibiu ar fi elevii sau următorii... Gați acolo, nu-ți trebuie. Eu am luat meditații de a dormeam acolo lângă ele, mă. Tu terminând liceu unde? 2 ani la Goga, 2 ani la Lazar. Eu de mult m-am certat cu oamenii. Am început de mic. Cu profesorii, cu elevii. Ai fost puțin exmatriculat sau ți s-a pus în vedere, nu, domnule? Nu, nici măcar atâta. Mi-am pus singur în vedere. Exact același tipar ca și la căsătorie. M-am gândit să plec eu. Și gata. Până una alta, mi-au ghiozdanul. Exact. Aveai ghiozdan. Aveam, cum să nu. Tabletă. Vorba aia, știi, aia cu chinezii. Chinezii sunt singurii care își fac ghiozdanul într-adevăr singuri. Mi-l făceam și eu singur. La bunica cu două Andrele. Noroc că în al doilea liceu ai rămas, că dacă nu-ți făceai și un liceu. Că... N-am rămas, că am vrut și de acolo să plec. S-a sogătat. Și? În bacu, la bacalaureat, cum? A fost fain. A fost fain. Profil umanist. Aș fi vrut, Ionicu. Dar eu acum sunt deștept. Eu am fost mai prost. Nu. Deci eu m-am dus la mate fizică. Ca de ce? Ca să mă fac actor. Te ajută. De ce? La ce? Să-mi număr banii aia puțin. Bravo. Asta e. Plus că la fizică erau și legile frecării. Legile erau niște legi. Ceva am învățat de acolo. Da. Deci da. Ai terminat absolvent de mate fizică. Da. Groaznic. Și eu am terminat mate fizică. Păi da, dar tu faci. Da. Înțelegi? Scuză-mă, eu am făcut și facultatea, da. Deci eu e ca și când mă dau în bărci. Și l-au ajuns și mai rău, faci un podcast. Deci se poate și mai rău. Se poate și mai rău decât și, face și. Tot e ceva. Eu nu mai am nicio legătură cu matematica. În afară de să nu număr banii, ce fac? Nu fac nimica. Și cum a fost din liceu? Îți doreai să faci facultatea de teatru? De mai devreme. Numai că știi, pe vremea aia, că nu suntem foarte depărtați, cred că, vârstă. După 90. Așa, nu ne zicea nimeni dacă suntem buni, faini, absolut, deștepți sau nu. Ne ziceau numai, marș mă de aici. Fă ceva. Și atunci m-am pus eu cu mama odată la teatru și am văzut cum e teatru și i-am zis, bă, tati, asta e foarte tare. Și acolo mi s-a pus un pic pata.
Dar am zis, nu-i de mine acolo, să duc numai aia șmecher, mă, trebuie să hai ca să fie actor, nu, eu eram un spăriaș și jumătate și am zis, mă duc la mate fizică, să am și eu ceva sigur. Asta cu concepția dinainte de 89, da, mă, de exact. Aici te duci la poli, te duci acolo, găsești un serviciu. Exact, faci un AS și după aia faci ce fac aia de la AS și IS toți, adică lucrează oriunde. Oriunde, și de în la bancă. Da, oriunde, că e bancă, că e... Și supermarket. Te-ai pregătit în vara după bacalaureat pentru admitere sau ai venit așa? Am venit foarte nepregătit. Tabula rasa. Da, foarte. Încercam la Sibiu să mă pregătesc cu un actor, nu-i dau numele pentru că... Acum conduce festivalul. Da. Și care îmi zicea, te pregătesc eu și nu-i nicio problemă. Știu 3000 de poezii. Exact. Eu voiam doar una, la dracu. Și atât am umblat după curul lui să mă tot asculte, că m-a ascultat în vreo 8 luni odată. Nu era zoom-ul pe atunci. Da. Și-a zis, nu-i rău, nu-i rău. Și-a întors așa capul, mă întorc și vorbim. Și iară nu ne-am mai văzut până a fost admiterea. Și m-am dus la admitere un fel de praf. Că acolo la admitere toți erau pregătiți. În Sibiu ai dat admitere? Nu, aici la noi. Știai Clujul înainte de admitere? Deloc. Dar voiam să plec de acasă, să am alt oraș, să fiu mai liber, să văd și eu cum e viața. Și aici vorbeam cu viitorii, ca să zic așa, sau neviitorii studenți. Și toți făceau, bă, eu m-am pregătit cu Vișan. Da. Eu cu doamna Mela. Eram fiertat. Terminat, eram transpirat. Eu, ce tu nu puteai inventa pregătit. Niciun domn. Nu m-am pregătit cu nimeni. Da, am aflat că a fost mai bine. Că m-au luat de curățel. A zis, ăsta e curat. Ăsta nu și-a lăsat amprenta pe el nimeni. Așa că, hop, no, uite, asta nu știam. Cine ne zicea nouă că e bine să te duci așa. Mai curat. Cineva și mai trebuie frumos. Să te pregătească. Nu ți-a ajunseseră meditațiile din liceu la științele? De la fizică și de la matematică, da. Ce frumos, uite. M-a ajutat foarte mult să pot să... geometric, să nu tremur, să știu să mă țină. Mai rețici poezia sau fabula sau ce? Nu. Eu n-am asta cu poeziile. Dar ce ai zis? Ceva trebuia să interpretez, să... Am dat admite. Monolog. Monolog, am așa. Am dat poezie, așa. Cântec. Cine era în comisie? Doamna Mela, fie iertată, sau? Mela, Bodochi. Marius, nu plecase. Da, profesorii mei, Răileanu Pardanschi, Andone... Garnitură frumoasă. Da, fain. Toți jucau. Fain era. Da, da. Și din prima... Era valul lor. Am intrat, nu. Da, așa am intrat, așa, la limită. Mi-au zis, toți ați intrat, felicitări, dar dumneavoastră, domnule Adrian Cucu, aveți un an eliminatoriu, pentru că nu ne dăm seama. Ori vă bateți joc de noi, ori sunteți praf. Nu, doamnă, și sunt țărână. Dar nu e niciuna, nici nu-s praf. Era între. Eram între. Chiar nu, sunt foarte spăriat, atâta tot. Și după un an am ajuns cu toți împreună la concluzia că eram doar spăriat, da. Și am mers mai încolo. După cum vedeți, am ajuns o legendă, sunt dacă invitat la... ești invitat la noi, da, cum să nu. Poți mai mult. Dar după voi nici mă mai duc la alții. Deci care nu mă sună să-mi zică, domnul legendă, veniți și la noi. Mă mai gândesc. Ce să zic. Vlad, tu ce ai... O să-l sun pe Vlad și o să zic că el... Să fie aparatele astea corespunzătoare, nu merge în orice podcast, adică trebuie să fie... Trebuie să fie CTC-ul tot așa, mai bine decât le facem noi, cu o sârmă pe aici. Să divagăm, să ajungem de la admitere, să ajungem la podcasturile pe care le faceți voi, tu cu colegii de la Epic. Așa. 200, ați trecut de bornă. Am trecut de 200. 200, țin minte. Cred că suntem la 250. Asta e ca și știu. Cu berile. Bă, cred că am băut 5. Aia, da. Când plătești. Când plătești, da. 5 am băut. 5 am băut. Păi acum că 10 aici. Da, de unde? Restul pe caiet. Restul i-am pișat. Înainte de a cam așa. Cam așa. Deci am ajuns, am făcut. Da. Cui a venit ideea? Lumea știe de ce ești în echipă cu Tibi Codoreanu, Bob Rădulescu și Dragoș. Din câte știu, cred că a fost primul podcast românesc. Noi așa zicem. Eu așa știu. Noi așa zicem. A fost primul podcast pe care l-am văzut, bine, nu pe stilul ăsta cu microfoane. Nu zicea sit down, sit drink comedy, nu? Sit down comedy, dar ziceam, cred că mai multe feluri am zis. Și noapte bună copii și sit down comedy. Și de toate. Și bună dimineața. Da, soare și da. Așa țin minte. Tibi când a propus, noi...
auzisem și noi din alte țări că e podcastul, da, că e audio. Și atunci împreună am zis, da, bă, nouă cum ne place să facem altfel decât. Și așa, în și general, vedem. Oamenii dacă cu cap. Hai să audio, facem altfel. Hai să facem video. Hai să facem să ne și vedem. Mă, nu știu dacă merge. Nu. Merge. O mărs? V-am zis. Merge. V-am merge. Acum merge. Toată lumea face așa. Da. Deci, pe lângă că e legendă, e și pionier, domnul. Da, Adrian, da. Un singur prenume ai? Adrian? Am și Ștefan. Ștefan. Da, numai așa că atunci când trebuie numai să faci o factură, să scrii cu Adrian Ștefan PFA, să nu-ți mai ajung acolo pixul și foaia. Ai și PFA? Am avut. Cartea de muncă e la teatru. Teatru. La teatru? La teatru. Din Cluj-Napoca, tu ai făcut un an și la Târgu Mureș. Un an am fost acolo. După școală am fost un an acolo. Deci Sibiu, Cluj, și Napoca, la teatru e repartizat așa ca și la medicină, te repartizezi undeva sau ți-alegi tu? Unde mai era, bă, vreme. Unde este loc? Te duci tu și dai concurs. Unde este loc? Adică la alte meserii se dă concurs și la voi. La voi unde este loc? Da, da, da. Da, te duci la teatru și zici numai, este loc, în sală poate, da. Este rândul 3. Da. Dar nu știu ce, toată lumea are impresia că la teatru ori te repartizează, deci rămâne chestia asta veche, ori îi, dacă e loc, dacă aveți, dacă puteți, da. De asta am vrut să lămurim chestia asta. Nu, peste tot. Dai concurs. Ai dat concurs, ai terminat, nu mai era master atunci, nici 4 ani, da, facultate. 4 ani facultate, se făcea și master, dar la ce să-l faci? La ce să-l faci? Nu. Am încercat eu așa că ne plictiseam, da. Nu, zic, la ce ne folosește? Păi poate într-o zi o să ne facem profesori și o să învățăm pe alții. Nu, atunci nu. Nu-mi atunci trebuie. Nu. Coleg de generație, cu cine ai fost? Nu știu dacă știi. De generație din anul meu sau din așa de tău, generație, zicem, și an mai mic și așa, mai mare? Așa, așa, în zonă, hai să... În clasa mea, Richard Balint, care e la Oradea. Știu de la desene animate pe Jim Jam. No. Cine a tradus Bobițe și sau mă rog. Și Johnny Bravo, așa? Are mai multe, da. Richard, actorul au dublat actorul, da. Richard Balint, Elena Ivanca, care e la teatru cu mine, așa, în clasă cu mine. Restul cam plecați. Sau cam apucat de altceva. De asta întrebam așa ca să vedem, deci ați intrat la teatru și după aia când ați ieșit actori, ca să onorați scena, ați rămas mai puțin sau ați continuat? Din 12 oameni, cred că am rămas 4 care profesăm. Restul se ocupă cu altceva. Târgu Mureșul cum era? O, era foarte nasol pe atunci. Era și ca oraș și ca teatru. Nu venea, dar și la Cluj era așa. Pe atunci nu venea nici dracu la teatru. Fiind revoluția, se schimbase un pic și cerea și teatru o schimbare. Știți? Și în chestia aia de transhumanță în care am picat eu, nu prea venea nimeni la teatru. Și apoi, hai să zicem, în Cluj mai veneau. Mai erau Melania Ursu, un Bodo, că nu veneau. Mai venea, mai punea acolo un Mihai Mănuțiu, un Frunză, un... și așa mai departe. Era totuși oraș mare și pe atunci. Și pe chipurile. Că era la fel ca... Le-am zis și la alte podcasturi, la băieți, pandemie, ca Bacău era și Cluj atunci. Acum, după pandemie, oriunde ar merge. Da. Na. Dar Mureș era foarte mic, deci acolo chiar. Gândește-te că am jucat spectacole, adică plecam de la Cluj, că am dat la Cluj și am rămas cu spectacole. Și veneam să joc, stăteam și nu se făcea numărul de spectatori ca să putem juca. Și mă duceau înapoi la Cluj. Nu erau nici măcar 30, că parcă atât era pe lege acolo. Atât ar trebui, da, să... Cvorumul. Da, și m-am dus de vreo 3 ori degeaba. Nu. Deci era destul de penurie de cultură. În Cluj, în studenție, ai stat în cămin sau... În cămin am ajuns, Nicu, după ce am stat foarte mult în gară, pe străzi, la prieteni și prin toate căminele, la toți bețivii posibili cu care mă știam de mici. Și după aia am ajuns într-un final și în cămin, cu niște asta pile din alea. Asta e studenția adevărată. Da? Până da, mă, cum zicea domnul Trofin, zicea: mă, acum stai pe Zoom, ciocnești ceva, da, pe Zoom. Da. Nu mai e studenția aia. Da, atunci aveam pile tot pentru o cameră mizerabilă. Deci nu ca acum. Am fost acum prin cămine. Ai mai fost pe la aia să vezi? No. Vai. Lux. Bă, Nicu. Pensiuni. Deci nu se poate. Zici că își cumpăr apartamente. Da, nici dovii să stai în așa din piața, da. Aici stau eu.
frumos, vopsit, chiuvetă, baia, apă caldă. Dai seama. Da. Oficiu în cameră sau, mă rog, aragaz în cameră. Da, da, da. Dușuri la comun. Dușuri la... Și revenirea în Cluj tot prin concurs sau... Tot concurs. După ce am stat un an acolo, am auzit că se... Atunci o pica Vișan ca director și, bineînțeles, o da concurs și am zis, bă, hai să mă întorc. E da concurs de Vișan. Da, da, da. Și de la întors. Vișan la Vișinată, da, un pas mic pentru neavizat. Și m-am dus și am zis, hai să dau. Și bineînțeles că cei care au intrat cei care deja erau cunoscuți mai din școală, că așa face orice oraș, dacă are în jur niște studenți. Vârfurile. Acolo, pe acolo, pe la ei și le plac. Normal că iau pe aia, nu e neapărat pe unul care îți vine de nu știu unde, din altă parte. Poate dacă e loc, mai e și din altă parte. E loc. Da, și cum, ca să zic așa, am avut noroc și iar am intrat. Dar nu știu, asta într-un... Pe de o parte zic că am avut noroc, pe de o parte cred că am avut ghinion. Mă, n-am stat o clipă, nu m-am odihnit o clipă. Asta mă termină. Tu fiind un solitar, nu-ți găsești o clipă de odihnă? Nu, n-ai cu cine. N-ai cu cine să fii singur. Nu, nu găsești, domnule. O persoană să fii singur, liniștit. Să te lase în pace. Acum, după ce ai intrat în legendă, și asta se poate folosi și în alte podcasturi, vă rog frumos, după ce l-am făcut legendă pe domnul Cucu, puteți folosi licența asta. Te-ai retras undeva în Cluj, deci ai stat de la început, cămin, așa, gazd, chirii, așa? Din alea, chirii, vai, ce gunoi am stat, Nicu, vai de capul meu. Da, am stat și în chirii. Și? Și după aia, la un moment dat, maica mea mi-a cumpărat un apartament. Așa, cu bancă, cu din astea, cu, deci, erau... Tu ești singur la părinți? Mai am o soră. Mai mică, cu 2 ani. A rămas la origini? Nu, a venit și ea. A văzut că a plecat fratele Adrian. Și a luat cucuz, bă. Și a zis, bă, dar eu aici, mie nu-mi place aici la noi, la Sibiu. Păi hai aici, frate, las că e orașul mai mare aici, te pierzi altfel. În căcaturi. Asta cu singurătate, vezi expresia, singur cuc. De acolo singur. E. De acolo e. Acela știu că numele vine ca un ghiozdan pentru mine. Da, ca un magnet de frigider. Și, acum și mi-a luat apartament și de atunci am tot stat în ăla până m-au strâns un pic pereții și pe mine, ca pe orice om normal, și vrea ceva mai mare. Și m-am mutat la casă că nu mai suport orașul ăsta. Casa fiind în extravilan, aer curat. Acolo sus pe deal, fain, frumos. Cum stai cu lucrările la casă? Că trebuia să-l avem invitat mai devreme în podcast, dar meseriașii au fost primordiali. Da, categoric. Trebuie, că de-aia dacă nu dai de ei sau nu-i ții când dai, ai belit-o. Îi găsești greu? Vai de capul meu. Dacă nu ții de ei, vorba ta, nu se face nimic. Dar și meseria și ca... Ce să zic? Ca femeile. Nu până cine ți-a lucrat aici? Până îți găsești nevastă, e mult. Și dacă îți găsești, uite un exemplu, divorțezi. Deci nu e așa. Divorțul a fost amiabil? N-aveați ce... Nu. Nu, eu sunt un care nu mă cert și obosesc foarte repede. Așa că vorbim simplu, cât se poate de matur în momentul ăla, cu o sticlă de ceva lângă noi și păi... hotărâm și decidem repede, că altfel să îmi pute treaba mai tare. O legendă, sau o legendă. Tot intră asta în cap, legenda. Dar avem și aici, Apex Legends. Bine, nu sponsor, dar... Asta apropie. Mai zici și tu ceva, frate, că eu am băgat pe partea de teatru, m-am documentat și cu asta chiar vreau să termin. Nicu, puteți să mă întrebați orice, nu neapărat. Văd că sunteți foarte... Aveți o umbră de clasic în voi. De unde ai venit și ce ai făcut? Până la urmă mă simt ca la... descoperi mai mult persoană. Adică... Da, ca la Hollywood, îl întreb pe George Clooney și de unde ai pornit? Păi mâncam din gunoi și la un moment dat am jucat într-un serial și da. Exact, și ce s-a nenorocit și el, dar el n-are curaj să fie singur. N-are. Baga banta aia cu care umblă. Nu-i rea. Nici n-are bani de casă în Cluj. Parcă și eu aș face niște compromisuri. Ai face pentru asta, așa? Femeia aia parcă te trage să faci compromisuri. Da, n-ai ce. Ai văzut ce senină-i.
frumoasă, senină, calmă. Fac că zici că e Buddha în variantă feminină. No, dar la noi nu e așa ceva. Aici pe la Cluj. Ce am mai băut ceva. N-o zi asta, acum... cu hăbăucele, să dăm la o parte limbajul clasic. Hăbăuce de cap. Care ce? Zef 10. Eu citesc, mai mult citesc comentariile, comenturile pe care le pui tu la diverse postări pe Facebook decât postările tale în sine. Da. Și văd mă că te plictisești, dar ești constant. Adică nu te dezici de ce afirm și ai... Linia ta. Păi, nu e bine să... Nu? Asta e viața, o căutare de sine și când cât de cât te găsești sau regăsești, că mai sunt care să pierd, pe parcurs mai vine apoi, măcar să te ții de aia. Că altfel iară te pierzi și să duce dracu tot, nu mai știi cine Nu mai știi ești. De unde să o iei. Aia. Deci fetele sunt hăbăuce, dar tu la ce acum, la ce, între ce limite de vârstă te adesezi eternului feminin? Nu am limite de vârstă. Vie. Nu am nicio problemă cu limite de vârstă. Cum ziceam noi în sketch-ul ăla, să miște. Da, să miște. Ce răi sunteți! Ce-a crezut că eu sunt hater, dar voi să miște. Noi suntem hater, dar nu comentăm. Da. Folosim hateria la numai aici, pe podcast. Nu contează vârsta. Să te lase în pace, numai. Mă, să fie echilibrată cât de cât, mental. Că-s mai nebune așa. Nu-i că nu și să nu fim misogini. Eu oricum țin cu ele. Nu țin cu specia asta noastră. Asta se vede. Deci, pentru că țin cu ele, am dreptul să vorbesc de ele cum vreau eu. Da. Mă, s-o legendă. Feministul. Legenda feminismului. Da. Exact. Actualmente, legenda Cucu are un suflet cald care să-i... Zi. Nici prea mult. Să-i învolbureze diminețile din marginea Clujului în mod plăcut? Nu. Har Domnului Iisus Hristos. Doamne ajută-ne. Era să-ți faci cruce. Că și cu era, dar când îmi amintesc, totuși asta o fac la glumă, zic totuși să nu fie glumă. Numai atât. Și cu partea asta a divinității încă ești în... Nu sunt, acolo sunt decis. Nu există. Nu există. Nu, nici n-avem ce să vorbim despre asta. Atunci revenim la eternul feminin. Deci crezi în Dumnezeu? Nu există Dumnezeu. Nu, s-a dus toată discuția. E gata. Nu poți trece nici peste pe la biserică sau zici ceva de biserică sau de popi. Deci acolo putem un pic haterie. Ei dau materialul cumva, nu? Adică lucrăm, noi în comedie, să zicem așa, lucrăm cu materialul clientului. Păi, nu așa se face. Așa deci dacă biserica îți aruncă căcat în curte, tu ce faci? Îl aduni și când e mare, îl arunci înapoi. Dai peste gard. Nu poți să pui numai la pom și la flori, că e foarte mult. Ei au chiar foarte mult, pentru că ei sunt foarte mult. Eu zic să nu mă mai lăsați pe varianta asta. Legendele pot să spună ce vor. Da. Dar m-ai întrebat de un suflet cald lângă mine ca cumva să dea cineva buzna să-mi fută viața? Se poate înjura aici, se nu? Poate. Să-mi fută viața? Să-ți fută viața. În fiecare podcast, Nicu, asta tot îmi zici că trebuie să fac și o nuntă. Mă, eu nu-s fraier. Câți ani ai? 26. Încă ești. Fraier sau tânăr? Da. Ești fraier categoria 1. După aia vine fraier categoria 2. Azi pe nivele? Da, bine, mă, dar e ca la... Teatru. Sigur ești gamer. E ca jocurile pe computer. Credeți că știți și zic, eu nu sunt fraier, dar fraierea ala. Uite, e o pagină atât, mă. Până ajungi la 9, ca să dai seama. Vezi, astea sunt bete bune. Să facem invitat să mă învețe care-i faza cu fraierul. Nu, stai liniștit că nu o să ții minte nimic și oricum o să-ți fie greu. Drag, eu nu ți-am adus un invitat, ți-am adus o legendă. Legendele nu le culegi de pe stradă. N-ai cum. Dar nu găsești. Poate dacă eram la începutul legendarității tale să te ficulez de undeva din preajma gării. Maxim. Maxim, da. Hai că ați dat-o bine în partea asta. Cu teatru atâta vreau să zic. Când am început să merg la teatru. Că printre altele află lumea că-s actor. Știi că oamenii care te urmăresc pe internet nu știu cu ce ești un cheșu. Dar revenim și la asta. Sau constructorul. Sau ceva băiat de ăsta de face glume. Ceva influencer sau ceva prăpădit de ăsta. Ție cum îți zice? De exemplu, eu știu. Bendeac. Servus. Bendeac. Hai, bun.
Deci am fost Nicu Bendeac, e ok. Da. Nelu Bendeac e ok. Mă, da să zică Dan Bendeac. Dan Bendeac? Bă, Nelu, Nicu, e ok, Bendeac. Bă, da, Dan Bendeac. Duminica trecută am filmat ceva la o vopsitorie și a venit un client la domnului care vopsea și intră acolo și zice: îl știți pe domnul ăsta? Dar cum să nu-l știu de pe internet? Mircea, ce face bunica? A, nu. Deci tocmai... Eli Mircea. Mi-ai luat ce-am vrut să zic. Asta e... Deci că... dacă mă recunoaște cineva, îmi spune sau... ce faci, Mircea, unde-i? Da, da. Ce faci? Exact. Bunicuța. Da. Imediat să... Da. Și asta îmi place cel mai mult. Când mai faceți clipuri? Adică tu faci în continuu, oricum, da, da. Dar noi când n-avem... te întâlnești, te întreabă un căcat. Noi, mă rog, voi, legendele, n-aveți viață în afară. Nu noi, eu, Nicu, unde mai sunt? Potolește-te. Mai zi-mi o legendă. Nu, vezi, nu e. Nu e. Legendă. Să revenim și după asta, cum zic, să treceți în domeniul vostru de Netflix, eu habar n-am. Ce vrei tu? Când așa. Când mergeam la teatru, în anii 2000 așa, era și poza ta, tablou cu tine, că așa e la teatru în Cluj, când se intri pune, așa, să știi, erai cu plete. Da. Cu plete și vopsit. Ai, parcă erai Stana Izbașa, mă, blond. Blond cu ne... Cum zi? Tu îi zici Stana Izbașa. Da. Eu o țin pe-a mea cu Legendele Toamnei, cu Brad Pitt. Dar numai părul era de acolo. Părul. De la el. Sâninu, dar da, părul. Da. Păr, lung, creț, vopsit negru, blond, șaten, întins cu placa, de toate. Îl maltratai cu afura? Dar bine ție, rezistă. Și acum, a rezistat. Acum n-am mai fost la teatru, recunosc. Nu mai, am schimbat. Într-o zi m-au sunat și a zis, Adrian, tu ești, acum ești ras în cap, tu trebuie să schimbăm poza aia. Și chiar vă las. Dar nu, la... trebuie să merg la baie. Știi cum? Nu, nu. Ce caș pe tine? Tu, de râs. Sper să comenteze domnul asupra râsului tău, cred. Da, da, da. Iar o să zică. L-ai punctat frumos. Nu, cred că acum o să-i zică: mă bucur că ai râs, că ce prostit vorbea legenda aia. Mie nu-mi plac oamenii ăștia aroganți așa, care vin și cred că ei le știu pe toate. Chiar crede lumea că ești o persoană arogantă? Da, bineînțeles. Da? Dar cum să nu? Ce ești? Păi ești capricorn. Capricornii, uite-te în jur. Capricorn. Ai zis destul. Deci... E combinația între e om și berbec și fiară. Cap și, da, da. Cred că e numai cap și poartă. Și tot așa. Ai dat, la nesfârșit. Ai dat de mult, dragul meu, Adrian Ștefan. Parcă Eugenia. De când și, ai o legendă, da, te metamorfozezi și, da, și tu. Cum ați început? Da. Dacă am dat cu capul? Ai dat. Hai de capul meu, mă. Păi de-aia zic lui că e mai tânăr. 26 ai zis? 26 de ani. Nu deci... se poate. 26. Nici nu știam că e o vârstă. Am uitat asta. 26. 26 pare, pare un rest la pâine. 26. 26 sau luați o gumă? Da. O cara mea. Ești o cara mea. Ești o cara mea. De... Băi, da, ok. Deci avem o cara mea de om, o legendă și Dan Bendeac. Cred că eu mă pot retrage din podcast să-mi aduc o apă lângă țuică. Bag eu pe aia cu tinerețea, că nu-și dă seama acum care... Unde a rămas? De... Că ce? Legendă, eu, trebuie să-mi amintești. A, că a zis, da, dacă am dat chiar cu capul. Cap. Am dat. Deci tu chiar pleci. Mi-a părut bine, Nicu. Da, am dat și cu capul, Nicu, și o să mai dea și el cu capul. Mie îmi place o chestie la... Hai să nu zic voi să te bag în aceeași găleată, dar da, la voi tinerii. Că și noi eram tineri. Noi nu suntem bătrâni, suntem un pic învechiți. Un pic așa se face gura pungă, ca vinul. Maturați. Da, adică dacă nu prea poți să-l bei, dacă ești obișnuit cu mai dulceag. Așa. Nu, voi ăștia așa, mai tineri, cum eram și noi pe vremuri, numai că noi luam o palmă peste cap, voi nu mai luați. Am luat. Îmi place că aveți impresia că, bă, dacă suntem atenți, noi nu o să pățim nimic rău. Adie unde. Așa îmi place asta. Da, eu mă uit așa și zic, bă, vezi că nu singurul, da. Atât, dar nu văd nimic din aia. Ca să-ți dau un sfat, prietene, ești așa, ca o legendă. De la legendă la da. Cara mea? Da? Nu, las-o, ia-ți-o, stai liniștit. Nu te împotrivi, că e mai rău. Da. Nicu, nu ți-o spus asta niciodată, ba, tu nu le vinzi de astea. Eu nu le zic, eu... Omul a făcut eu studio, cred că... ce să-i zic? Că bă, vezi că o să-ți o iei. Sunt camerele lui.
camera mea, dar camerele lui. Deci am făcut un barter cu tinerețea. Deci e un compromis aici. Absolut. Da. Ca în orice... Ca în orice relație, dar, dar acum cu tinerii. E bun. Și tot vorbeam de Mircea Bravo și de un cash-ul. Cum... Urmează întrebarea. Cum am ajuns? Păi cum s-a înființat epicul și cum cenzuratul și... Începuturile în ale televiziunii au fost de la prietenul nostru comun, Ovidiu Mărginean, care te dorea într-un matinal la radio. Exact, la 2012, da. Adică acum 895 de ani. Dar și înainte, când era la Radio Transilvania, că și eu am fost acolo în 2006-2009. Dar nu eram acolo. Nu erai, tatona. Da, da, tatona terenul. Tu, între timp, ieșisei din... o clipă, da. Lumina reflect, nu mai știu ce... Pe lângă teatru trecuse și la stand-up comedy cu Patricia, da, Nedelea și cu Dragoș Pop. Da, da, da. 2005-2011. Acolo a, da, fost HBO Cafe. Da. Aici, fără tăgadă, pionerat. Din nou? Vezi? Din nou? Legendă. Stand-up pe TV. Deci, bă, să zic, da, că... Da, da. Deci când iau alții, nu e adevărat, mă, că noi am fost. Dar nu-i mai bine să te lauzi că ești acum și că ești bun. Lasă că am fost eu. Corect. Nu? Lasă-mă în pace. O abordare foarte corectă. Păi corect. Da, simplu. M-am uitat la câteva în care erai totuși, filmulețe de pe YouTube, în care totuși erai cu părul lung, dar prins, la spate, cu puloverul, cu așa, și deja apar comentarii. Bă, ăsta-i cucu. Bă, dar chiar așa, da, m-am schimbat, adică tot, da, moaca aia o am, de prăpădit, legendă prăpădit. Așa, legendă prăpădită. Crutai tu sala așa. Da, da, da. La primul stand-up... Alea au fost primele chestii în care... Începeam să mă știe cât de cât lumea, să fiu cât de cât cunoscut prin ceva. Teatru plin. Teatru era, acolo, dar cine vine la teatru? La teatru vin alții. Tu cu alții, dar plin, cu Dragoș Pop și cu Patricia, repet, și aveați o canapea. Colegul era în față, cine era livra glumele și voi doi stăteam. Iar am încercasem ceva. Fumați un coniac. Încercasem ceva nou. Iară ceva. Știi, de-aia, bă, nu, stand-up nu se face așa, vii tu, zici, și după aia intru tu din culise. Nu, bă, hai să facem altfel. Să stăm noi doi ca în bar și să-l ascultăm. Și tu te mai întorci, eh? Bună asta. Da, 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 așa era. Bă, ce inovatori suntem. Dar și, da, cine ați mai zis, asta e o idee faină, cum de nu să mai... Păi da, între timp a devenit legendă. Da, am devenit legendă. Oamenii să mai ceartă, de la Beatles încoace, așa se întâmplă, da, că este clasică. Fiecare se duce pe drumul lui și după aia am zis, no, ce să mai fac? Dar veneam eu să continuare, stoc. Fac teatru în continuare. Deci, și a venit asta cu televiziunea, cu așa, matinal. Și asta se încheie. Deci firul roșu al legendei din acest podcast rămâne teatru. Și atunci... Teatru o să fie tot timpul, că eu sunt actor. Restul îs... Cum să zic? Mergi la strand, de ce mergi? Să faci baie. Adică tot timpul mergi să faci baie. Dar printre altele, mai agheți, mai bei o cafea, te mai uiți la cineva... Nu, scopul e baia. Dar scopul e baia. Nu mergi la strand, ce să faci altceva la strand? Și așa în urma, da, bun. S-a făcut matinalul. 2012, matinal la TV, s-a lansat Look TV la Cluj. Da. Eram colegi de trust. Mai ții minte tu? Cum să nu ții minte? Spectacolul cum... de emisiunea de Paști celebră de la Gileu, de la Motel Gileu. Hai de mine, dar cum? Dar cum să nu țin minte când eram chișcați din prima oră? Într-o oră nici nu ne cunoscut, da, nici nu ne știam de toți, că, da, unul era acolo, unul era acolo. Da, și până după eram prea chișcat să ne vedem. Era cu datul, știi, și producătorul lor, Ovi Mărginean, avusese ideea să aducă o mașină de pompieri, care nu încăpea în cadru, dar cumva am împins-o. Și tu erai în echipă la matinal cu Prințesica Prințeșiților, Ioana Botezan de la Radio EBS și cu Dragoș de la Epic. Așa. Și ei doi, Bob cu Tibi, aveau o emisiune de seară. Servus Toc și erați colegi pe palier la, așa, televiziune. Așa cum ar, ne întâlneam la cafea, ne, așa, salutam. Deși eu pe Bob îl știu de mult și el terminat facultatea de actorie, deci ne știam. Și la un dat când s-a terminat după un an matinalul și și emisiunea lor... Bă, trebuie să facem, bă, ceva ce, epic. Ce facem? Că ori mergem acasă, că așa ni se zicea. Bă, nu știu, găsiți ceva sau altfel, nu știu. Și atunci ei doi deja aveau ideea asta de emisiune. Necenzurat a fost prima dată, nu? Sau... Cenzurat. Cenzurat a fost prima dată, nu Epic Show. Nu, nu. Cenzuratul. Există canalul pe YouTube în continuare. Da. Dar nu e a vostru sau a nimănui. E la liber. Cred că e a lor.
Bine, să pune fotbal pe el. Fotbal cenzură? Nu știu, știi, adică dacă măcar îl folosești, bă, dar folosește-mi cum trebuie. Așa. Ca și când pleacă părinții de acasă și faci chefuri cu niște bagabonți și distruge apartamentul. Sau stai și te uiți la filme. Așa, și Tibi și Bob aveau ideea asta de emisiune, uite așa, pac, pac. Și eu cu Dragoș am zis, bă, nici noi nu facem nimica, voi sunteți bine, dar uite, putem în patru. Să fie și eu, Dragoș, gen, începem cu niște rubrici printre, că nu puteți voi doi să stați la pupitru să vorbiți în continuu, fucking 40 de minute, da. Că e mult. Da. Și ne-am înțeles și s-a legat lucrurile. Și ce frumos. Și uite-ne aici, mari legende. Cei patru fantastici. Exact, aia. Mă gândeam, contează care din ei îs? Eu cred că-s fata aia. Fata aia de se făcea invizibilă. Aia. Bă, ce Nicu, Nicu se uită la Dragoș omul cu filmele. Da. Eu am rămas pe la neghiliță. Dragoș ăla de piatră. Așa, piatră, era, da, omul era elastic. Un foc, elastic și fata. Așa, și foc era. Da. Stai așa, foc e Bob. Bob. Elasticul e Tibi, clar, că să-și întinde mâine și tot mai scrie câte plus ceva, era, mai face ceva. Era doctor sau ce? Și cine e fata? Tocmai ce ziceai, că susții sexul feminin. Întotdeauna. Sexul frumos. Dar să știi că prin comparație, pentru că ăla bărbătesc, nu e foarte interesant. Pentru un bărbat mai ales. E de-a dreptul plictisitor. Tot cu el. Numere. Și a fost boom-ul ăla în 2013, 2012, 2013, 2014 pe net, nu? Cu cenzuratul, cu ești român dacă, ești ăsta da, dacă. Tot așa, Tibi, ei am împrumutat chestiile astea care existau deja în America cu You are rednecks if tanana, tanana. Și a zis, hai să faci și pe românește. De ce nu? Alții care veneau deștepți, bă, dar asta s-a mai făcut, bă, dar noi am spus, noi doar luăm ceva ce există deja și încă nu-i consumat și la noi. Absolut. Da, și acum și prinde doi, foarte bine. De 2 ani s-a apucat cu meme-urile astea pe Facebook, că ești clujan dacă, ești român. Tu știi dacă... cât îți cu asta, cu da. Ești dacă, nici nu știu de pe unde a apărut. Dacă. Eu pe Feleac fac parte din grupul din Feleac, ești din Feleac dacă. Ești pe Feleac. Tot voi ați dat gaură macaroană. Păi, nu, bineînțeles, legendă. Legendă. Păi cine, ce, eu aici nu vă susțin decât ceea ce tu mi-ai băgat în cap cu legenda asta. Da. Dacă nu văd o postare în zilele următoare. Și... că facem poza de după și trebuie să punem cu o legendă vie. Cu o legendă vie. Vie, sună bine, vie. De obicei, da, de obicei mișcă. Mai ales în domeniul ăsta artistic, după ce nu mai mișcă, sunt legende. A fost partea de TV la București. Da, s-a terminat cu Lucu, știi cum e, te ceri din nou ca Beatles, pac, 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 te vor alții, ne-am dus acolo, am făcut și acolo, a fost frumos pe național, nu că și noi eram național pe loc atunci, dar aici erai deja mai vizibil. Așa. După ne-a certat și un pic acolo, și acolo că nu ne-a mai dat bani. Da. Și după aia am făcut pauză și după aia iar a făcut viața să facem iar acum de niciun an. Ați trecut în Epic Show. În Epic Show, Epic la Show. Prima. Și acum iar tot cu Prima TV, cumpărată de alții, pa, pa, pa. Dar bineînțeles, ca Beatles, nu-i așa? Iar ne-a certat un pic. Și uite așa. Eu cred că e clar, legendele n-au ce căuta pe TV. Eu sunt de acord cu tine. Îl băgăm pe vinil, pe Cucu. Eu sunt de acord. Uite, pentru ce ai spus acum, o să sar din punctele alea 1. A? N-o să mai dai cu capul de 1. Este. Yes. Te-ai scos, te-ai scos. Vezi, să vezi cum o să te întrebe alți tineri ca dumneata. Ce ai făcut? Da. Cum ai sărit de la 1 la 3? Mă, știți cum am era avut România? Mi-a tăiat. Am avut un mentor. Pile! Pile ca în România. Pile, dar ce pile, tate? Da. Și de la Epic la Bravo, care o... Cum adică pile, nu Cabral. Cucu e o diferență. Ce zici? De la Epic la Mircea. Cum de la Epic, Mircea asta? E o chestie cu totul întâmplătoare. Deci Mircea s-a apucat de treaba lui și a făcut farsele lui, a început omul frumos de jos, de la Lingur, a luptat, respect am pentru el, descarc numai respect. Și la un moment dat, încercând să facă sketch-uri, s-a gândit el, bă, am făcut și din alea, acum ce urmează? Bă, parcă ar merge cu un pic de niște profesioniști actori, că... Am încercat, s-o gătat, unde mă duc? Și atunci m-a sunat și a zis, te-ar interesa așa ceva? Și am zis, bă, da, cum să nu mă intereseze? Pentru că unde-i de râs și ne distrăm cu o viață avem, hai să încercăm să vedem ce iese, unde duce, nu?
Și am început așa. Iar după mine, din nou am fost primul. După mine au urmat ceilalți actori profesioniști care au venit din cauza că eu m-am dus. Da, tu cumva ai spart porghii. Am spart că nu se ducea nimeni. Dar m-a întrebat Ivanka... colegii, dar ce faci mă acolo la Mircea Brown? Ești nebun? Îți murdărești imaginea. Ce imagine, bă? Voi aveți o imagine? Unde e? Și acum ești în descriere, în descrierea da. De pe site-ul Teatrului Național, la partea de externe colaborări, scrie așa. Mircea Brown, un catch. Scrie, nu, cenzurat, Epic Show și sketch-uri cu Mircea Brown. Aia. Zicea Mircea aia. În podcast-ul cu el că cel mai mult îi place cu tine să joace. Vai de mine. Nu serios? Mă și da, da, da. Chiar da. O... legendele nu plâng niciodată. Nu, era contextul ăla că la filmări și... Da, cu cine îi place cel mai pe lângă text cât se râde și cu cât cine se improvizează e și... E atmosferă bună și ne place și mie și lui și lui Cristi și... Adică o, faci, o facem de drag și eu o fac de drag. Păi se vede. Altfel... Și uite, a dus. Știam eu că a dus. Duce aici și... urlă lumea, ce face Mircea, unde e bunica, nu știam. Așa, mai faci ai și de o te... pită, te mai știe lumea, cum ar face numai să... comedie pe gratis, ca utilul cu plăcutul. Când suntem săraci, ne bate jocul unul de altul. Ziceai de asta cu ce face Mircea, ce face bunica, ai pățit vreodată să-ți scrie cineva sau să te trebuie să... Dar auzi, dar am și eu ceva de instalat, că tu joci rol de instalator, oh. De... Ai pățit din alea să te întrebi, am și eu ceva de montat, oare nu mă ajuți? Sau da. Care-i prețul? Te întâlnești cu oameni care te știu de acolo și îți folosesc cu tine o replică pe care tu ai zis-o și nu mai știi. Dar cum să știu, mă, că am făcut-o dintre... Sau alea cu schimbat făcut. De cauciucuri sau da, vulcanizat. Sau, da. Dar replica aia o țin minte aia. Și o fac. Ah, păi nu mai știi că tu ai zis-o. Era dublura unei legende. Și o legendă, o legendă nu-și zice. Memorează textul. Și asta vizează. Asta e leitmotivul serii, legenda. Să mai tai din legendă. Le pipuim. Când editez, să mai tai din pui legendă. Pui o chestie de aia. Pun râsul meu, știi? Când zici legendă. Vrei să strigi vlaja. Nu. Bă, tăiați de unde vrei. Lăsăm. Numai să iasă. Lege. Tai lege îndă. Și râde. Și rămân. Lege. Asta... Da, dintre meseriașii care ți-au lucrat la casă, s-a întâmplat să fie, să te... Da. Și m-au recunoscut și gluma și bună. Și banii au cerut. Și au făcut prost. Cred că mai rău decât să-ți ia banii să-ți facă ceva da, prost. Tu da. Te prin, ai pretenții ca orice capricorn, detaliile. Da. Casă cu etaj? Da. Nu etaj. Nu vreau să văd etaj. Eu, dacă ar fi după mine și aș avea mai mulți bani, casa mea ar arăta ca polusul. Deci cu parcare mare da, și bineînțeles, da. Bine, și cu iarbă și cu pomi, dar așa, pe lung. Dar exact așa, aici e cinema, aici ne îmbrăcăm, aici facem nu chefuri, aici e piscină, strand. Că piscină, că te duci la piscină, faci bani. Ca știi? O legendă, ca la bazin. Exact. Deci din astea. nu cu etaj. Dar un loft mic... Așa cred că zice, am aflat de la ăștia mai tine. A, la loft. Așa, la loft. Un loft mic deasupra la dormitor am așa, că nu, să nu... Să dar să nu cumva liftezi, domnule legendă, nu. Să nu. Loftezi. Loftezi tot timpul. Îți loftează tipele care îți trec prin singurătatea patului tău? Te referi la patul meu de acasă? Păi da. Nu trece nimeni pe la patul meu de acasă. Adică fuzi pe unde e prins, la ce cucule? Fătu-te-n aripă. Deci numai dacă tu mergi la ele așa. Și nu iese așa bine, nu te simți foarte bine și te și obosește, poți să pleci repede, poți să pleci până se trezește. Și asta nu zic ca pe o hate reală, un lucru rău. E un lucru frumos. Deci trebuie să te înveți nu așa te duci, ceva. Da. Pe afară. No, bine. Și hai să zicem că vine ea la tine, da? Și te obosește ea de nu mai poți. Nu, cum îi zici marș de aici? Bine, glumesc, nu îi zici marș. Nu-i zici țiba. Alte interjecții. Zici, draga mea nebună, pe lângă că sexul a fost precum pula, mai și stai pe capul meu să-mi faci o papară. Nu îmi place tine vorbești, nu m-a prostit. Și nici nu-mi place papară. Mai bine n-o fi niciodată. Hai. Deci mai bine le e dușmanul binelui, dar acum au fost rău. Da, eu de fapt n-am spus asta neapărat că eu cred în asta, ci că să te învăț pe tine. Până la sfârșitul podcast mai iau un nivel. Dar să știi că, psihologic vorbind, fetele se simt acasă mai bine, la ele acasă.
Dacă o duci la tine, e un pic mai speriată. Trebuie să ai laptop. Cum vorbești Netflix. O legendă? Ești numai mizerii, vă zic, să, și mă și ascultați. Să închin cu o legendă, că Doamne, ajută. Cine știe cine ne-o mai trece pragul, mm-hmm. Da. Unii care să mă jure pe mine, că domnul Nicu m-ați invitat, dar l-am văzut pe ăla. Cum vorbești așa cu... Te duci, eu te fuți, pleci, o lași, nebună, vai de mine. Știi că oamenii nu sunt așa, oamenii toți sunt buni și există speranță. Pot și să pace beau în și lume, eu. Da, te rog, te rog, sănătate. Dar cum să zic, meștere, maestre, bă, legendă. O strâmba din nas, nu, ți-am zis. Așa e, mă, legendă. Bă, legendă, da. Mai ai vișinată. Am destul de, da, m-am cărzit un pic. Ah. Asta... Nu că am vrut numai de gust, dar mă tot... De gustibus. Adusă de un fan și nouă. Fan, logo-ul fanul nostru. Asta e, așa zicem la podcast. V-am zis, v-am zis. E foarte fain. Ce e fain. Adică legendele... Când e fain, eu zic că e fain, atât. Da, asta, tu ești tranșant, asta am observat și cred că am învățat și lumea seama. Din spăriatul care din era, spăriatul... am învățat, că altfel nu mai rezist, bă, Nicu. Deci nu... Ai învățat să spui și nu? Eu sunt extrem aia la altă. Nu se poate. Nu, zic nu până să zici ceva. Te citesc pe ochi și zic nu, 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 nu zic, da. Nu, lasă, nu. Nu, nu există, uită, pa. Câteodată. Dă milionul ăla de euro la altcineva. Da, frumos, frumos. Și... Și să schimbăm subiectul cu femeile și cu mersul prin... Că tot îmi dai târcoale, dar te încălzește cineva, dar prin patul tău, nu, nu. Eu mi-am făcut o casă să stau liniștit. Dacă vreau să mă flendure și să-mi fut capul, mă duc eu la oraș. Da. Ok. Ai gaz? Ai tras gaz? Am. Mi-am pus. Asta, barba asta albă e de la gaz. De ce? Așa mult a durat. Hârtii, apă. Cât a durat? Un an. Și până atunci ai făcut foc? Ai... Nu, până atunci am stat la bloc. Ai stat la... Până n-am băgat gazul, nu m-am... Și acum ai tot. Canalizare... Nu, canalizare n-avem. Lasă că e mai bine, că e mai ieftină apa. Fosă septică. Mi-am vândut pasatul ca să-mi cumpăr fosă septică pe atunci. Și acum ai că o... nu ți-a pasat, nu? Nu mi-a pasat. Ei, vezi? Începe. Un pic ți-ai cu o legendă și deja parcă altfel. Păi, mi s-a atras atenția de aceeași persoană în comentarii că dacă tot stai pe lângă oamenii și învață ceva. Ai de capul meu. Deci... Tu citești comentarii? Le citesc. Eu răspund ca robotul, mulțumim. Am văzut când da. Te înjura unul și zic că mulțumim. Și probabil va ajunge... Satguru, acea persoană încă la care tot da, domnul nu, are din astea. Iar o greșeală la tinereții să bagi în seamă. Bagi în seamă ce-ți place. Și eu citesc mesaje și noi citim pe Epic și nu știu ce. Ama, unde e mai hatereală și văd că omul a picat ca găinațul pe parbriz. Te uiți așa, merge o glumă, dar o glumă glazurată. Adică să-l faci să se simtă prost fără să-i dai în gură direct un cap. Dacă nu vezi, bă, dacă e chiar prea nebun, îl lași în pace, îl ignori. Nu știi de ce acolo. Îl lași în bula lui. Că... La, le mai răspund și la el, cum facem toți, la aia fain, care-s fain, care îi place, mai pun întrebări. Care dar te de... destin, care te... De obicei, pe proști nu-i bagi în seamă, că de ce ajung proștii pe pagină să scrie la voi sau la mine sau la Mircea sau la alții? Că proștii să plictisesc. Și intră așa. Deschid ușa, ce e aici? Să poate scuipa? Fără să vedem ce-i, cu foarte ce să mâncă. Bună ziua, am venit numai să-i scuipăm, noi suntem aia cu semințele. Nici o flegmă în gură, da. Da. Aia nu trebuie băgați în seamă. Noi ar trebui să fim, nu, de, în viziunea lor, sau, dar cine le știe? Oameni de bună credință, oameni frumoși și care schimbăm caractere, dezdoim mentalități, dar nu e chiar așa. Influencer și educativ și... Da. Niciodată. Futui. Nu. Niciodată. Să-și vadă de treaba lor. Absolut. Am zis, eu nu educ veci. Pe nimeni. Cine te vrea, te vede ca exemplu. Mă vrei, mă placi, nu mă vrei, du-te mai încolo. E foarte simplu. Este. A, da, până ajungi să gândești în termenii ăștia. Să le-a 10 puncte. Atunci, stai să-i păstători. Ai un voucher. Ne luăm tigăi. Da. E bun. Da. Îți place în podcastul nostru? Îmi place. Mie în general îmi place. Eu nu știam asta. De când fac eu podcast, n-am știut cum ți-am atunci zis. Atunci nu erai gazdă. Că o să fiu invitat. Dar n-am știut că îmi place că ai invitat. Că îmi place să vorbesc căcaturi. Am cât se poate.
Unde se poate, cât se poate, da. Mizerii de astea. Nu putem vorbi numai serios și ce mai facem și... Că aia de la București. Da, chiar, ce mai faceți acum? Aia de la București sunt temă. Mai serios așa, dar foarte clasici. Și ai văzut, ăștia de la ProTV fac numai între ei. Se invită între ei, se iei între ei, e stand-up între ei, podcast între ei, bă, totul e între ei, bă. Cum era banca... Seriale între ei. Banca Românească sau de aia pe vremea lui Ceaușescu, nu? De la fiecare salar dădeai o sumă... Banca Țigănească. A. Așa. Tot ce-o zis Nicu e mai grav. La ce punct? Și după, fiecare își mai lua încă un salar la un moment dat, așa da. Își pasează între ei. Da, da. Piramida. Hai. Ce pregătiți pe Epic? Ce planuri aveți? Nu avem planuri. Nu aveți în niciun continuare, proiect. Ce, ce, deci un acum... proiect din ăsta ascuns? Da. Nu, nu avem proiect. Am văzut... Nu numai filmul cu Mircea Blavo, dar... Da, ăla e ascuns. Am văzut că așa se fac la la prozi. Spune-ne, ce proiecte mai aveți pe viitor? Da, de aia... Dar din neaurță, nu ești atent. Sunt între ei, sunt ei freacă între ei toată ziua. Nu, n-avem planuri, n-am avut planuri niciodată. Ce iese, ce vine, ce ni se naște, ni se năzăre, ni se... Așa merg treburile. Zic eu sănătos. Da. Nu tot cu scopuri și planuri dăm pace cu nu astea. Iese, eu, nu, dar eu nu le suport. Trebuie să avem un scop, un țel. Nu, nu trebuie să avem nimica. Las că vine el. Trebuie să fim numai, păi nu? Da, exact. Mi se pare mai sănătos. Dovadă aici și știrile de săptămâna trecută, care e foarte... Care au venit așa, Tibi tot scria pe pagina lui. Apropo de Tibi. Și Tibi. Am zis, bă, ce faci, le vindem așa, ușor, pe 3 like-uri de la prietenii tăi prăpădiți? Ia să hai facem să le video. Filmăm, zeci de mii. Uite că... El le scrie. Da. Tibi le scrie. Da, e ale lui. Ale lui. Are aveam... deja un stil. Nu, în general zic că scrie, asta știu. A scrie în general. Atentul că... Dar el scrie grosul, ca să zic așa. E grosul Cristi. Nu, pe ăla nu. Ăla are grosul lui cu care îl fircălește. Da. Dar am văzut eu în purificare, teatru, greu. Și eram la un spectacol înainte de pandemie, că asta, și aici vreau eu să obțin o promisiune de la legendă, în care... Unde ți biletele, cucule? You want a ticket? Stai că sună omul și vin cu ceva frumos. Așa de greu suflă Nicu până acum. I-am închis. Nu i-am închis, că mi-au dat pip, mă. Încă mai sunt prieteni care, da, stați un pic. E pe cartelă? Da. Stă mult. Hai, mă, Nicu. Ce să faci? Parcă ai și dat jos din burtă. Da. De ce te-ai dus până jos? Oare de ce m-am dus? După cum trebuie ați observat și știe lumea, avem pe prietenul nostru negruț, cum se cade, se ocupă de pirogravură. Acasă în Sibiu aveai sticle pirogravate sau... Sticle nu, dar eu am... Ai pirogravat la vremea ta. La vremea mea, pe școală. Uite, pentru casa ta. Cu iz rustic. Mulțumesc. De la, da, așa? Ca un țăran ce sunt, nu? Verifici. Da. Te putem noi asigura, nu-i sparte. E ok, las că pun eu. Mulțumim lui Negruț Decor. Da, mersi, foarte fain. Fain. Pe linka de după, cafeaua de după, că pe lângă podcast trebuie să facem ceva din care să trăim și avem și o rubrică săptămânală, cafeaua de după. Un fel de ce faceți voi, dar la persoană întâi. Am înțeles. Fără inserturi, fără. Nu, no, era, ca... trebuie să fie, mă, să facă cât mai multe, ca să fie fain. Așa-i? Unde-s mai mult, ca să ai de unde alege. Nu numai așa ai de unde alege, nu dar... Nu numai să haterim, că ea nu ai, bun, ea nu... Oricum nu-s foarte bun, dar zic așa, e bine să fie mult și pentru toată lumea. Dacă ai prea mult timp, îl folosești la hatereală. În loc să te auto-haterești, cum ai zis tu? Tu te... Păi te auto-haterești, că tu setezi limitele. Da, cum avem, de unde? Avem de unde. Și asta voiam să zic, te-am văzut o dată, erai în teatru de club, făcut de Cristinel Nedea. Pe vremuri. Pe vremuri, așa. 753 înainte ale noastre, da. Și urcai pe scenă pe o motocicletă. Chip de foc. Chip de foc. Tu ai fost la ăla. A fost la ăla. Ăla era fain. Ca să nu-ți mai zic că am fost, foarte. Că de fiecare dată... Și la față în față, că ți-a plăcut. La față în față, la Euforion și mi-a plăcut cu Emanuel Petran, Ovidiu Crișan, Angelica Nicoară. Da. Și la Chip de foc, ăla cred că odată erau ceva piese experimentale, dar îți dai seama, să-l vezi pe Cucu cu plete, Brad Pitt,
coborând de pe așa un motor. Așa că am zis eu, nu era Brad Pitt, era Bruce Willis. Era brusc, brusc așa. Și împingea motorul, sau chiar mergea motorul ăla? Trebuia să meargă, dar eu pe vremea nu mă știam da pe motor. Și motorul era un pic mai complicat, nu pornea din prima, și atunci am zis că îl împing. Și am făcut scena cum că, ce pretență ai găsit tu, eu murim motorul în fața casei. Și am intrat cu el împins. Așa, cumva falic. Da, un simbol, da, da, falic toată ziua. O împing, o... Falic cu ghidon. Cu... Da, zice... Duceam falusul de ghidon. Pe ghidon. Ziceai că ți-ai vândut Volkswagen-ul ca să bagi... Fosa septic. Așa. Și acum conduci un automobil... De cât Duster mi-a românesc, luat? Acum mi-a luat de o săptămână. Din reprezentanță. Ca să vezi cum ai prins legenda. Ia-o-s, legenda. Nu, am vrut să-mi iau nou, dar bă, sunt prea mulți bani. Cât e? 20.000 unu, mă. Cum să dai atâția bani pe o mașină, mă? Pe Dacia. Da? Că în mentalul românesc, no, ce-i Duster? Dar și dacă era rachetă, ce dracu, nu poți să dai atâția bani dacă pe ceva. Dacă era Rover-ul... Ce? Nu se poate. Și am zis, bă, îmi iau mai nouă, dar de ăștia de le aduc înapoi și nu gata ratele la ele. Știi? Și atunci mai vine așa mai la jumătate de preț. Da? Cu banii jos sau? Da, banii jos, Nicu. Legendele nu sunt bogate. Ai văzut o legendă bogată? Altfel nu mai e legendă. Bă, eu în general n-am văzut legende, dar... Nu, îți spun eu. Nu, la rate. Și la merge Easy. Duster, urcă feleacul. Vai de cap. Cât e trepte are? 6 de euro cât? 6. 6, totul 6. E aliniat. Merge bridge, mă. Nu ne mai miră. 4x4 e frumos. Parcarea aia în curte, ai. Nu în curte, în fața curții. Fața. Nu, cam așa o portă de nu poți intra pe ea și cu curbă și cu așa și nu. Și eu sunt de la de nu garaje. Nu garaje. Nu garaje. Aer liber. Nu. Mai îmi zic prietenii, și ce a pus să faci așa o bucătărie de vară? Nu, că să strâng în el, în ea chestii. Și aici merge un garaj. Nu, că să strâng chestii. Că am fost la voi și garajul nu e garaj. Da, bucătăria de vară. Nu e bucătăria de vară și nu mai facem acolo un foișor mic, că nu știu ce, că iară să strâng chestii. Nu. Nu. Grătarul, când ne inviți la tine ca legendă, unde o să-l faci? Uite așa, e liber, terasă și un foc în mijloc și acolo. Tu ai gândit, tu ți-ai gândit. Da, bineînțeles. Open da la, space. Da la, ai văzut că noi venim din comunism. Noi am venit cu pereții pe cap. Dar nu mai vreau să văd numai aer, soare, Zarea. Nori. Da, poate văzduh. O piscină mică. Ai merge. Loc? Ai loc? Este. Este. Se poate. Ai anticipat bine. Da, nu mai trebuie să mă mai sune Mircea. Cum am zis eu că m-a sunat. Sau cu epici că... să mai sune cineva la și reclamă. Acolo sună bine. Acum se sună. Mă, pe pandemie o suna mai bine ca niciodată, așa ceva. Lumea s-a cam mutat pe online și vorba ta ca și cu comandatul de la de mâncare. Da. Dacă ne-am obișnuit, hai să... Aia e faza. Mă, mere? Mere. Păi te gândești, bă, acum să gata pandemia, să întoarce toată lumea la servici și nu mai duce mâncare acasă. Când obișnuiești omul cu confortul, ai rămâne acolo. Ce unde să plece? Ce mi se pare curios, că mulți amici de-a mei au zis... ce-ți mai e ceva? Bă, și mușul la mașină de spălat vase, veselă în pandemie. Da. Asta iară e ceva românesc. Dacă mai avem un pic de spațiu în casă, ce să punem? Păi avem 300 de lei voucher, hai să luăm o mașină de spălat. Și mașina de spălat vase, mai întâi trebuie să le speli ca să bagi mașina de spălat vase. Asta aia, e. Bă, eu aia paradoxul. N-am înțeles. Deci cum să-mi o iau dacă da. Trebuie să o clătesc? Că dacă o clătesc și mai dau și un burete, e gata. Păi tu cum ți-o iei fără să-ți o clătești? Farfuria. A, tu ți-o plătești după. Ne-o pun pe farfurie. Și cu acestea. Cu acestea fiind zise. Zise. Da, apropo, n-am mașină de spălat vase. Mașină ca de să spălat. Susțin pentru cei am care... un râu care trece pe lângă casă. Și îl face, dacă da. Nu. Open space. Open space. Pentru cei care doresc reclamă la mașină de spălat vase, legenda va aparține. Oricând. Nu barter, adică... Să-ți dea bani, ca pe ții tu mașină de care nu, vrei. Mă descurc. Nu, mai bine mi-au frigider de vinuri și de sucuri. Vin? Țuică. Lichid să fie. Gin. Știi, cu cât înaintezi în vârstă, băuturile sunt mai rare, mai rafinate și mai... Oh, mai rare. Mai multe, mai rafinate și... Nu încapă. Nu încapă. Îți trebuie să încapă.
Dacă îmi pun 3 sticle de alcool în frigider, nu mai pot băga oala cu ciorbă. Nu merge. Nu întreb cine-i face ciorbă legendei. Singur. Mersi, singur. Nu îmi trebuie. Mă, apropo, că tot așa e. Am prieteni care, știi, care totdeauna sunt mai deștepți ca mine, care zic, cum bă, dar nu-ți faci și tu prietenă, bă, ți-ai făcut iară, nu mai ești. Bă, dacă îți faci o mâncărică, îți faci o curățenie, bă, cum să-ți iei prietenă pentru asta, mă? Pentru mâncărică și curățenie. Unde iubirea, mă? Da. Punctul 5. Punctul 5. L-ai greșit. L-am greșit. O să te mai așteptăm în podcastul nostru. Cu drag. Să vii, să ne mai spui. Doamne ajută. Adrian Cucu pentru dumneavoastră. Alături de Vlad. Nu mai trebuie prezentare. Lasă să cauți singur. Legenda. Lasă pe Cucu legenda. Să vedem dacă scrie primul Cucu sau nu. Optimizăm. Știi tu pe ăla la... La Google. știu, un om care, da. Încă un punct de jos. Mulțumim de ticlele. Frumos. A fost greu, dar a fost... Dar nu prea.